Comuna Zvinița este un exemplu despre cum s-au păstrat cele mai frumoase tradiții și obiceiuri, despre identitatea celei mai mari comunități de sârbi din județul Mehedinți, despre oameni frumoși și iubitori. Weekendul viitor, acest colț de rai va găzdui un eveniment unic în țara noastră, care a devenit o tradiție pentru frumoasa zonă din clisura Dunării. Este vorba despre Festivalul Smochinelor, unde vă veți putea bucura de cele mai gustoase dulcețuri și cea mai tare țuică obținută din aceste fructe, dar și de un spectacol pe cinste. Sintagma "omul sfințește locul" se potrivește de minune primarului Nicolae Curici, care este cunoscut pentru profesionalismul său, dar și pentru iubirea față de cetățeni și de tradițiile locului. Comuna Zvinița este renumită pentru festivalurile sale bine organizate, dar și pentru mirosul inconfundabil de smochine. Astfel, în perioada 2-3 septembrie, în această minunată locație, va avea loc a 23-a ediție a Festivalului Smochinelor, devenit o tradiție dulce în Mehedinți. Acesta reușește să atragă în fiecare an tot mai mulți turiști, dornici să guste diversele preparate din smochine. Locuitorii zonei cultivă smochini de peste 500 de ani. În ultimii 10 ani, odată cu promovarea acestor fructe biblice, Festivalul Smochinelor a devenit cunoscut în toată România și în țările vecine. Zvinița este renumită pentru festivalurile sale bine organizate. Să ne spuneți ce urmează. După cum a zis și noastră, în Zvinița anual se desfășoară cel puțin 3 festivaluri. Acum urmează pe 12-3 septembrie, urmează Festivalul Smochinului. Este un festival renumit la noi în țară și peste otare, deoarece este un festival unic în România și cred că unic și în Europa. Noi în fiecare an, la sfârșitul recoltei de smochin, organizăm acest festival. În primul rând să ne promovăm și produsele obținute din acest fruct biblic, dulceață de smochin, țuică de smochin, vin de smochine, gem de smochine, prăjituri cu smochin, toate legate de acest fruct magic. Deschiderea oficială a târgului de smochini va avea loc vineri 2 septembrie de la ora 15, iar seara se va încheia cu un program artistic care va începe la ora 19 și va fi susținut de artiști consacrați, atât din Serbia cât și din România, precum Alexandra Tadic Cipca, Ghiță Călțun Branco și Dochia Banda din Banat. Sâmbătă 3 septembrie, manifestațiile artistice și culturale vor debuta la ora 11, cu târg producătorilor locali, iar după amiaza aceleiași zile va fi marcată de mai multe evenimente, precum concursurile de preparate din smochine. De la ora 19, tot pe stadionul din Zvinița, atmosfera va fi întreținută de un program artistic prezentat de o cunoscută cântăreață din Serbia și de formațiile artistice din Armeniș, Moldova Veche, Belobresca, Radimna, Liubcova și Zvinița. Anul acesta sperăm să avem cât mai mulți vizitatori, cât mai mulți turiști din zona clisurii Dunării. Și pe 12-3 seriile se vor încheia cu un frumos program artistic prezentat de artiști consacrați atât din România cât și din Serbia. De asemenea, avem și multe formații de dansuri populare prezentate de organizațiile din clisura Dunării. Se anunță un weekend plin de distracție și voie bună. Nelipsit va fi și locul unde grătarele vor sfărăi, iar produsele tradiționale gătite de profesioniști îți vor lăsa gura apă. Toți mehedințenii sunt invitați și așteptați la un eveniment de zile mari. Vă așteptăm cu mare drag să petrecem împreună la acest frumos festival, la Festivalul Smochinelor, unde chiar aveți ce vedea în zona clisurii Dunării, în comuna Zvinița, și aveți ce cumpăra de la bunii gospodari. Comuna Zvinița este așezată într-o locație de vis, unică pentru frumusețile ei la nivel național și internațional. Mai exact, un adevărat paradis care încântă privirile tuturor celor care ajung în zonă. Acesta este pe mâini bune, întrucât la cârma primăriei se află primarul Nicolae Curici. Minunata comună mehedințeană este renumită pentru evenimentele unice organizate aici, precum Festivalul Smochinelor, eveniment prin care județul Mehedinți se identifică de peste 20 de ani.